Timp de secole, noi pământenii am visat să descoperim civilizații pe alte planete. De când astronomii au descoperit că fenomenele luminoase de pe cer sunt de fapt stele și planete, au apărut diverse speculații. În ultimii ani, datorită tehnologiei moderne, cercetătorii au fost capabili să caute alte sisteme. În episodul de astăzi vei afla despre 10 planete pe care ar putea exista viață, potrivit NASA. Înainte să începem o scurtă promovare, vești bune pentru exploratorii curioși ai spațiului cosmic. Vechiul nostru coleg de la Doza de Spațiu, Robert, lucrează la un nou proiect numit Omul din Spațiu, extrem de interesant, folosindu-se de experiența și cunoștințele acumulate pe această nișă. Așadar, te invit personal să te abonezi și să urci la bordul navei spațiale alături de Omul din Spațiu, care își propune să exploreze și să deslușească misterele spațiului nemărginit. Din când în când mă vei auzi și pe mine ca invitat acolo. Abia aștept să discutăm în rubrica de comentarii. Să continuăm cu episodul nostru. 10. Proxima Centauri B. În august 2016, Observatorul European de Sud a anunțat descoperirea planetei Proxima Centauri B, o planetă terestră care orbitează steaua sa Proxima Centauri la o distanță de aproximativ 7 milioane de kilometri. Prin urmare, aceasta se află în zona locuibilă. Perioada orbitală este de aproximativ 11,2 zile terestre. Temperatura de echilibru a planetei este estimată a fi în intervalul în care apa poate exista sub formă lichidă pe suprafața sa. Oamenii de știință, investigând potențialul locuibil al planetei, au sugerat că exoplaneta poate fi cea mai apropiată locație posibilă pentru viața extraterestră. Proxima Centauri B este situată la aproximativ 4,2 ani lumină de planeta noastră. Cercetătorii cred că apropierea sa de Pământ poate oferi o oportunitate pentru exploatarea robotizată a planetei în viitor. Proxima Centauri B a fost descoperită folosind metoda vitezei radiale, unde mișcarea periodică Doppler a liniilor spectrale a stelei gazdă sugerează prezența unui obiect orbital. Din aceste date, componenta vitezei sale relative față de Pământ este de aproximativ 5 km pe oră. 9. TRAPPIST-1E. TRAPPIST-1E este o exoplanetă solidă de dimensiunea Pământului care orbitează în jurul stelei pitice ultrarece TRAPPIST-1. Aceasta se află în zona locuibilă. Planeta se află la o distanță de aproximativ 40 de ani lumină de Pământ în constelația Vărsător. Astronomii au descoperit exoplaneta folosind metoda de tranzit, în care se măsoară efectul de estompare pe care îl provoacă o planetă atunci când traversează în fața stelei sale. Exoplaneta a fost una dintre cele 7 noi exoplanete descoperite orbitând în jurul stelei TRAPPIST-1. 3 dintre cele 7 sunt în zona locuibilă. Masa, raza, densitatea, gravitația și temperatura planetei TRAPPIST-1E este similară cu cea a Pământului. Exoplaneta nu are o atmosferă dominantă de hidrogen care este fără nori, ceea ce înseamnă că probabil planeta are o atmosferă compactă precum planetele solide din sistemul nostru solar. În noiembrie 2018, cercetătorii au stabilit că dintre cele 7 exoplanete din sistemul multiplanetar, TRAPPIST-1E are cele mai mari șanse de a fi o planetă oceanică asemănătoare Pământului și, prin urmare, cea mai demnă de un studiu suplimentar în ceea ce privește locuibilitatea planetei. 8. Luiten B. Luiten B, cunoscută mai frecvent sub numele de Gliese 273b, este o exoplanetă probabil terestră care orbitează în zona locuibilă a stelei lui Luiten, o pitică roșie. Aceasta este a cincea cea mai apropiată exoplanetă care ar putea fi locuibilă, aflându-se la o distanță de 12,2 ani lumină de Pământ. Masa planetei Luiten B este de aproximativ 2,89 de ori masa Pământului, iar aceasta primește cu doar 6% mai multă lumină stelară decât planeta noastră. În octombrie 2017 și 2018, organizația non-profit METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, a trimis către planetă un mesaj care conținea zeci de compoziții muzicale scurte și un tutorial științific în speranța de a contacta potențialele civilizații extraterestre. 7. K272E.
K272e este o exoplanetă probabil terestră care orbitează steaua K272, care este o pitică roșie. Dintre cele patru astfel de planete descoperite în sistem de către nava spațială Kepler a NASA în misiunea sa a doua lumină, K272e este cea care se află la cea mai mare distanță față de stea, dar este singura care se află în zona locuibilă. Planeta este situată la o distanță de aproximativ 217 ani lumină de Pământ în constelația Vărsător. Exoplaneta a fost descoperită folosind metoda tranzitului. Dimensiunile, masa și raza planetei sunt asemănătoare cu cele ale Pământului. K272e primește cu 11% mai multă lumină decât planeta noastră. Pe suprafața ei ar putea exista apă în formă lichidă. Este posibil ca o emisferă a planetei să fie mereu îndreptată cu fața spre stea, iar cealaltă emisferă să fie mereu în întuneric. 6. Gliese 667 CF. Gliese 667 CF se află la o distanță de 22 de ani lumină față de noi. Este foarte probabil ca planeta să fie solidă cu atmosferă și apă. Aceasta își orbitează steaua în zona locuibilă. Astfel ar fi prezente condițiile pentru lumină și căldură suficientă. În orice caz, steaua Gliese 667C este orbitată și de alte exoplanete, iar unele dintre acestea ar putea fi de asemenea locuibile. 5. GJ3323b. Planete precum GJ3323b și celelalte menționate în acest episod sunt numite superpământuri de către comunitatea științifică. Termenul este utilizat pentru toate exoplanetele care sunt similare cu Pământul. Unele dintre aceste planete ar putea chiar oferi condiții de viață mai bune decât planeta noastră. GJ3323b este mai mare decât Pământul și are o masă de aproximativ 2 ori mai mare decât planeta noastră. Aceasta a fost descoperită în anul 2017, dar încă nu este clar dacă ea conține tot ce este necesar pentru viață, și anume apă, energie și material organic. 4. T-Garden B. T-Garden B se află la o distanță de 12,5 ani lumină față de Pământ. În jurul stelei T-Garden se mai rotesc alte 4 exoplanete, toate aflându-se în zona locuibilă. T-Garden B și T-Garden C au dimensiuni similare cu cele ale planetelor solide din sistemul solar. Acestea au o masă puțin mai mare decât cea a Pământului și ar putea avea apă în formă lichidă. Planetele au fost descoperite în anul 2019. 3. TRAPPIST-1D. TRAPPIST-1D este o exoplanetă mică care are aproximativ 30% din masa Pământului. Aceasta orbitează steaua pitică TRAPPIST-1. Planeta se află în zona locuibilă și la o distanță de aproximativ 40 de ani lumină de Pământ în constelația Vărsător. Exoplaneta a fost găsită folosind de asemenea metoda tranzitului. Este probabil ca ea să aibă o atmosferă compactă, săracă în hidrogen, similară cu atmosfera planetelor Venus, Pământ sau Marte. TRAPPIST-1D primește cu doar 4,3% mai multă lumină decât Pământul. 5% din masa exoplanetei constă din apă, care ar putea fi prezentă pe TRAPPIST-1D sub forma unui ocean. 2. Gliese 1061C. Gliese 1061C este o exoplanetă care orbitează în jurul stelei Gliese 1061, care este o pitică roșie. Aceasta se află de asemenea în zona locuibilă. Planeta este cu 75% mai masivă decât Pământul. Dacă atmosfera exoplanetei are o compoziție similară cu cea a Pământului, atunci temperatura medie de la suprafață este de aproximativ 34 de grade Celsius. 1. Kepler-442b. Kepler-442b este o exoplanetă de dimensiuni similare cu cele ale Pământului, probabil terestră, și orbitează în jurul stelei Kepler-442. Aceasta se află în zona locuibilă. Planeta se află la o distanță de aproximativ 1206 ani lumină față de Pământ în constelația Lyra. Ea a fost descoperită în anul 2015 cu ajutorul telescopului spațial Kepler folosind metoda de tranzit. Exoplaneta face o rotație completă în jurul stelei sale în 112 zile. Este cu aproximativ o treime mai mare decât Pământul, un volum comparabil cu cel al planetei noastre, o rază de 1,34 de ori mai mare și o masă de 2,3 ori mai mare decât a Terei. Aceasta ar putea avea apă.
În anul 2021, un grup de cercetători a anunțat că este foarte probabil ca Kepler-442b să fie o planetă solidă și că aceasta are o biosferă similară cu cea a Pământului. Concluzie. Acestea sunt doar 10 exoplanete care ar putea găzdui viață, dar există mult mai multe planete similare cu Pământul. Cu siguranță că în anii următori oamenii de știință vor descoperi alte exoplanete fascinante. În viitorul îndepărtat, probabil că oamenii vor trimite roboți și chiar echipaje pe aceste planete în încercarea de a le explora, de a le coloniza sau de a stabili o legătură între omenire și civilizațiile extraterestre inteligente în cazul în care acestea ar locui pe exoplanetele în cauză. Îți mulțumesc că ai urmărit episodul până la final. Nu uita să te abonezi și la proiectul Omul din Spațiu pentru mai multe videoclipuri interesante. Ne auzim în rubrica de comentarii.